și astăzi, printr-o acțiune de tragere în poligonul de la Rivezile, organizată de Brigada 81 Mecanizată. Au tras cu pistolul mitralieră atât cadre în rezervă, cât și reprezentanța ai presei bistrițene. Imagini veți putea vedea în reportajul zilei. În partea postului nostru de televiziune au fost prezenți 6 colegi, punctajul obținut de aceștia fiind mai mult decât satisfăcător. Astfel, dacă locul întâi a fost obținut datorită experienței din cariera de militar de colonelul în rezervă Ovidiu Lăzăroaie, reporter al cotidianului Mesagerul de Bistrița Năsăud cu 122 de puncte, locul al doilea i-a revenit directorului general al ASTV, Cristian Berari, cu un total de 117 puncte. Locul 3 a fost obținut de un reprezentant al cotidianului Răsunetul. Cum merg ar? 4, 5 ori 40 7 2 10 6 1 5 1 11 109 puncte, cred că sunt pe podium, nu știu, locul 3. Eu aș vrea să vă mulțumesc în modul cel mai respectos că ați răspuns invitației de a fi astăzi, o zi înainte de 23 aprilie, ziua forțelor terestre, în poligonul Rivezile, de a participa la această competiție pe care noi am organizat-o pentru dumneavoastră, cei din media bistrițeană și pentru colegii noștri în rezervă și retragere. Presei la tir, pistolul mitralieră calibru 7,62 mm. Locul 3 se acordă domnului Chesăuan Ilie.
locul întâi se acordă domnului Lăzăroaie Ovidiu. Colonel, da? Acumulat rezerviștii cu pelade. Servesc, patrie. Am auzit, mulțumesc. Așa zici tu la domnul Rotaru, patrie. Și presa. La Bistrița se află comandamentul central al unităților militare din Turda, Dej, Prundul Bârgăului și Bistrița. Șeful brigăzii este bistrițeanul născut în satul Beudiu, generalul Ioan Manci. Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu vinovatul, între ghilimele, acestei acțiuni. Este vorba de domnul general Ioan Manci. Domnule general, vă rugăm să ne explicați puțin celor care nu cunosc prea multe despre modul în care este organizată la Bistrița activitatea militară. Eu am auzit, ne vorbea și de Turda și de alte locații. Este la Bistrița un punct principal atât de important din punct de vedere al forțelor armate? Sigur că da, Brigada 81 Mecanizată este una dintre marile unități extrem de importante din structura forțelor terestre ale Armatei României, o mare unitate care se pregătește, se instruiește pentru a fi în măsură să participe la apărarea colectivă, la apărarea teritoriului național, sigur, după cum bine cunoașteți, în măsură cu forțele de la, din compunerea brigăzii, să participe la misiuni internaționale de stabilitate, de reconstrucție, de menținere a păcii. La această dată, unitățile brigăzii sunt dislocate în garnizoana Bistrița, în garnizoana Prundul Bârgăului, în garnizoana Dej, Satul Mare și Turda. Și dumneavoastră sunteți șeful mare peste toate aceste unități, să înțelegem. Comandamentul brigăzii 81 funcționează în garnizoana Bistrița, la fel și sub unitățile de brigadă. Am înțeles, pentru că este foarte scurt timpul la noi și am vrea să lăsăm mai mult din ceea ce înseamnă efectiv acțiunea de astăzi. Două cuvinte, trei, pentru tinerii care văd acum pentru prima dată un general la televizor. Cine este Ioan Manci? Ce să vă spun, mă bucur că sunt bistrițean, născut în localitatea Beudiu. Mi-am dorit ca la terminarea școlii militare, când am primit gradul de locotenent în anul 1982, să vin la Bistrița, dar soarta a fost alta. Am fost oprit în școala militară de ofițeri activ Nicolae Bălcescu și am lucrat aproximativ 6 ani, respectiv 5 ani comandant pluton elevi și un an comandant companie. Iată că după terminarea Academiei Militare în 1990, am ajuns la Cluj, în Someșeni, în regimentul mecanizat, în comandamentul Armatei a 4-a în secția operații, timp de 4 ani. În 1995 am fost numit șef de stat major al Batalionului 227 Infanterie până în 1999. 1999-2004, comandant al batalionului. 2004, 1 iunie, a fost ziua în care am redevenit bistrițean în funcția de șef de stat major al Brigăzii 81 Mecanizată din Bistrița. Sigur, după 2 ani am fost promovat în funcția de comandant al Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt din Iași, iar anul trecut, pe 26 februarie, am revenit la Bistrița. Am revenit cu mare plăcere în această mare unitate de elită a Forțelor Terestre Române. Vă rog să-i dați încă o dată numele complet pentru a nu-l greși. Brigada 81 Mecanizată, general Grigore Bălan. Unde, cu mândrie, vă spun, stimați respectatori, am făcut și armata la Vânător de Munte și îi salut pe toți comandanții mei, pe domnul Chiruță, pe domnul Matepiuc și pe ceilalți, dar acum să scurtăm interviul, chiar să fie ultima întrebare. Ziua Forțelor Terestre, ce înseamnă aceasta și de ce a fost ea aleasă, când se servează? După cum știți, Sfântul Gheorghe este purtătorul de biruință și patronul spiritual al Forțelor Terestre. Așadar, ca patron spiritual, de fiecare dată, în fiecare an, pe data de 23 aprilie, sărbătorim Ziua Forțelor Terestre, componentă